Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă citire interactivă. Ce nu știi despre persoana care te interesează și ce secrete ar putea să îți dezvăluie el sau ea? Avem două grupuri. Aici avem grupul 1 cu tarotul pictorial. Aici avem grupul 2 cu tarotul steampunk. Pentru fiecare grup extragem acum câte o carte din acest oracol quantum. Grupul 1. Templul sacru. Grupul 2, planificare și acțiune. Vă rog, alegeți cel puțin un grup cu ajutorul intuiției voastre. Veți găsi aceste seturi de tarot, acest oracol și multe alte seturi pe site-ul www.taroterapia.ro, unde de asemenea găsiți și cursurile de tarot cu metoda Taroterapia. Învață tarotul într-un mod rapid și practic. Le avem în limba română și engleză și traduse în toate celelalte limbi. Pentru astăzi avem o citire generală. De asemenea, este o citire fără timp. Este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Luați de aici, vă rog, doar ceea ce rezonează. Și începem acum cu grupul 1. Grupul 1, adică cei dintre voi care au ales tarotul Pictorial Key și această carte, oracol, Templul sacru. Ce nu știi despre persoana care te interesează și ce ar putea să-ți dezvăluie el sau ea? Haideți să vedem. Persoana asta se teme să nu rămână pe drumuri. Sau persoana asta se teme să nu sărăcească, să nu îi se împuțineze veniturile. Persoana asta se teme de asemenea foarte mult de abandon. Este o persoană care prețuiește foarte mult confortul, stabilitatea, urăște schimbarea. Este o persoană care ar vrea ca lucrurile din viața sa să fie fixe. Ar vrea să știe cu certitudine tot ce urmează să se întâmple. Și mă întreb dacă în conexiunea voastră, în ultima perioadă, s-a întâmplat ceva ce a clătinat fundamentul acestei persoane. Pare că această persoană se teme foarte mult în momentul ăsta că ar putea să primească ceva negativ de la tine, ascultătorule. Și mă întreb cum rezonează cu voi. E ca și cum persoana asta trebuie să stea, iată, protejată, ferită, închisă undeva într-un soi de templu sacru, pentru că se simte extrem de fragilă în momentul ăsta și nu poate înfrunta ceva. Acest ceva poate să fie o discuție serioasă, poate să fie ceva, o discuție în care vă contraziceți, poate să fie o decizie anume, da? Iată că această persoană în momentul ăsta ar vrea să îi se mai dea ceva timp, ar vrea să aibă la dispoziție resurse pentru a se simți ceva mai puternic sau mai puternică. De asemenea, ar vrea să se pună pe picioare din punct de vedere financiar. Spuneam mai devreme că persoana asta se teme de faliment, se teme de lipsa banilor, se teme să nu rămână fără job, fără casă, fără economiile sale și așa mai departe. Este o persoană care prețuiește foarte mult lucrurile din jurul său, este cineva care ar vrea să aibă, să se înconjoare, da, de lucruri frumoase, de relații bune, de dialoguri extrem de plăcute. Este cineva care nu poate să înfrunte suferința. Este cineva care fuge cu orice preț de acele lucruri care nu par prea optimiste. E cineva care se sperie, de fapt, în fața greutăților și cineva care pare că nu acceptă variabilitatea vieții. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Haideți să vedem mai departe.
ce nu știi despre această persoană, ce ar putea să-ți dezvăluie el sau ea. Iată, anxietate, remușcare, regret. S-ar putea să nu știi despre această persoană că se chinuie să adoarmă, că se trezește de foarte multe ori noaptea, că are în mintea sa o anumită alegere pe care încă n-a făcut-o, că se condamnă pentru niște lucruri pe care, iată, le-a făcut vis-a-vis de relația voastră, că știe că a rupt o promisiune, că a încălcat un angajament, că știe în alte cazuri că, iată, a stat în niște relații paralele sau că n-a încheiat o anumită conexiune când ar fi trebuit să o încheie sau că nu a dat suficiente șanse poveștii voastre. Știe această persoană că a ales să stea ca un eremit, da? Eremitul ăsta umblă singur. Este un pusnic, este cineva care caută răspunsuri fără să fie însoțit. Este cineva care nu arată ca un bun partener în relație, da? Un partener cu care probabil că te poți simți extrem de singur sau singură. Așadar, persoana asta cred că știe că vine acel moment în care sunt numărate fructele culese și că recolta sa nu e prea bogată, pentru că nu se mândrește cu prea mult în legătură cu ceea ce a adus în povestea voastră. Din nou mă întreb cum rezonează cu voi. Avem aici pe cineva din Pești, Rac sau Scorpion, Gemeni sau Fecioară, Capricorn, Leu sau de asemenea Săgetător. Haideți să vedem în continuare. Din acest oracol, Quantum, ce nu știi despre această persoană? Ce ai putea să afli despre această persoană? Interesant, iată. Mentalitatea victimei, conflictul, dar și curajul. Asta este o evoluție interesantă. Bun, așadar, ce nu știi despre această persoană este că această persoană cedează destul de repede în fața dificultăților, tinde să renunțe foarte ușor, tinde să-și pună, iată, mâinile pe cap și să considere că este extrem de nenorocos, da? Sau nenorocoasă. Tinde să consideră că toate relele îi se întâmplă doar lui sau ei, tinde să considere că, eu știu, lucrurile bune sunt pentru ceilalți. Este cineva care se descurajează foarte ușor și care spuneam că nu face față conflictului. Persoana asta nu mi se pare că ar fi tipul de luptător. Mie mi se pare că persoana asta este mai degrabă acel tip de persoană care preferă să observe, preferă să stea la distanță. Spuneam la început, caută foarte mult confort, siguranță, urăște schimbările, da? Deci nu este o persoană care să-și asume riscuri, nu este o persoană deschisă în fața experiențelor noi, probabil că este o persoană introvertă, este o persoană de asemenea care tinde să se chinuie de una singură destul de mult, tinde să se pedepsească de asemenea destul de mult, ca apoi să se plângă. Este o persoană care se plânge foarte mult și care nu rezistă într-o bătălie pe termen lung. Cineva care se sperie, de exemplu, dacă tu nu ești de acord cu el sau cu ea. Sau dacă tonul tău e un pic mai răstit, da? Dacă privirea ta e ceva mai tăioasă. Dacă fața ta exprimă dezaprobare, persoana asta tinde să-și pună mâinile pe cap, da? Tinde să se ascundă undeva într-un colț și să se întrebe ce a mai făcut de data asta. Și e foarte interesant că, pe de o parte, are momentele astea în care se comportă ca o victimă, de cealaltă parte, iată, înțelege că nu s-a comportat cum trebuie cu relația voastră, că vine momentul ăla în care va fi întrebat sau întrebată ce a adus cu adevărat și că n-are lucruri cu care să se mândrească, da? Are remușcare, are regret, are părere de rău
și totuși alternează varianta asta de care am vorbit mai devreme cu această mentalitate a victimei. Dar spuneam că vine ceva interesant aici, pentru că plecând de la această mentalitate a victimei, da, trecând prin acest conflict, se ajunge la curaj. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cel mai probabil persoana asta va fi foarte, foarte încercată de ceva anume. Poate să vină din orice zona vieții sale. Poate că încercarea asta vine de la tine, ascultătorule. Poate că este o încercare relațională. Poate că voi acum sunteți în aceste momente dificile în care trebuie să navigați, da, iată, pe o mare turbulentă. Poate că ceea ce s-a întâmplat, ori ceea ce se întâmplă în momentul ăsta, reușește cu adevărat să sperie până la capăt această persoană, să-i deschidă ochii de asemenea. Să-i deschidă ochii atât de mult încât să nu mai poată ignora nimic. Pentru că se ajunge la niște acte de curaj și s-ar putea ca tu, ascultătorule, să vezi direct, nu doar să afli. Spuneam că subiectul acestei citiri este ce ai putea să afli, da? Ce îți va fi dezvăluit de către el sau ea. S-ar putea să afli direct cu fapte că această persoană prinde curaj după ce trece printr-o serie de evenimente neplăcute care scutură această persoană. S-ar putea să te trezești cu niște fapte pe care doar le visai, dar pe care nu le așteptai din partea acestei persoane. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul steampunk și această carte oracol din oracolul Quantum, planificare și acțiune, și explorăm împreună ce nu știi despre persoana care te interesează și ce ai putea să afli de la el sau de la ea. Interesant, au apărut și aici îndrăgostiții ca și la citirea de la grupul 1 și de asemenea o energie similară până acum cu ceea ce am văzut deja la grupul 1, așa că dacă nu l-ați ascultat deja, vă invit să mergeți și acolo. Pare că vorbim despre cineva care a tot așteptat iubirea, care a considerat că a găsit iubirea întâlnindu-te pe tine, ascultătorule, dar cineva care nu a reușit să rămână în promisiunile sale, în angajamentele sale. Cineva care a încălcat, iată, cuvântul dat. Cineva care s-a bucurat de iubirea voastră, după care probabil că a ales o altă cale sau pur și simplu te-a dezamăgit atât de mult încât lucrurile dintre voi doi au devenit cumva de nerezolvat. Interesant că a apărut și acest magician aici. Așadar, vorbim despre cineva care știe că s-a îndepărtat. Vorbim despre cineva care știe că a așteptat niște lucruri fanteziste din povestea voastră. Cineva care știe că nu s-a mai mulțumit cu ceea ce venea de la tine, ascultătorule. Sau, odată ajunsă relația voastră într-o anumită etapă de maturitate, a început să caute din nou noutatea. A început să caute din nou acele lucruri care îi ofereau o anumită stimulare. Deci vorbim despre cineva care a pornit foarte, foarte bine. Cineva cu care voi ați fost pe aceeași lungime de undă, cineva cu care ați împărtășit niște momente absolut speciale și care la un moment dat
Fie se plictisește, fie se uită în alte părți, pur și simplu pleacă, întoarce spatele, dezamăgește, trădează, face ceva ce nu era în acord cu obiectivul vostru de a fi împreună. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Așadar, persoana asta conștientizează că sunt acolo niște elemente care au nevoie de reparație. Conștientizează de asemenea că ceea ce a fost grav, ceea ce a atârnat destul de mult pe relația voastră, a venit de la el sau de la ea. Cineva care, iată, ca și la grupul 1, spuneam, nu reușește să doarmă bine noaptea. Nu reușește să stea în pace cu sine însuși sau cu sine însăși. Cineva care este cuprins de anxietate, de părere de rău. Cineva care are tot felul de gânduri negre. Cineva care se îngrijorează. Cineva care își așteaptă pedeapsa. Cineva care va încerca totuși ceva nou, apropo de energia acestui magician. Până acum avem o interacțiune între două semne de aer, o interacțiune între două semne de pământ, o interacțiune între un semn de pământ și un semn de aer. Avem de două ori semnul gemenilor, avem pe cineva din fecioară, avem de asemenea pe cineva din balanță, pe cineva din vărsător. Haideți să explorăm în continuare. Avem aici persoane care sunt născute miercuri, duminică sau joi. Haideți să vedem ce mai apare. Apropo de cartea asta, planificare și acțiune, judecata care anunță ceva important. Judecata are legătură și cu cineva care deschide larg gura și aduce un mesaj, dezvăluie ceva, pune pe masă un subiect important. Poate să însemne dezvăluirea unor secrete, secrete pe care voi le-ați tot intuit. Această judecată poate să anunțe întoarcerea cuiva de asemenea, o reluare a unor episoade din trecut, cineva care părea ieșit cu totul din viața voastră și care reintră și care vine cu un anunț de asemenea important. Iată, vorbim despre cineva pus pe fapte mari. Cineva care în momentul ăsta pune la cale ceva în legătură cu tine, ascultătorule. Planifică cum să acționeze în privința ta. Planifică de asemenea ce să-ți spună. Mai avem aici pe cineva din Scorpion sau din Berbec. Ce să-ți spună, de asemenea, iată, cum să se apropie sau cum să te țină lângă el sau lângă ea. Această arcană îndrăgostiților care anunță, de asemenea, niște momente pasionale, niște declarații foarte focoase, da? Această arcană îndrăgostiților care poate anunța niște întâlniri în care gândiți la fel, simțiți la fel, da? Declarativ, în conversațiile voastre, apar lucruri similare. Pare că vă uitați către același lucru. De asemenea, mai apare ceva aici. Avem un detaliu. Avem un detaliu despre o persoană geloasă care te-a tot privit, ascultătorule, din foarte multe unghiuri și care se întreabă dacă și tu, la rândul tău, ai trădat în vreun fel. Dacă erai cu ochii pe altcineva în timp ce interacționai cu el sau cu ea, s-ar putea să ai tot felul de întrebări din partea acestei persoane. S-ar putea să-ți dezvăluie din plin gelozia pe care o simte. S-ar putea de asemenea să încerce să te testeze ca să înțeleagă dacă ai rămas loial, loială, fidel, fidelă, dacă ești acolo în continuare. Da? Și dacă te declari acolo în continuare. Haideți să vedem mai departe, mai extragem niște cărți din acest oracol quantum. O
o energie fragmentată, transformare, iată, înainte și înapoi, se va discuta despre statusul poveștii voastre, se va discuta despre cum arată lucrurile acum versus cum au fost ele, de exemplu, în ultimele luni sau în ultimele săptămâni. Există o transformare care se întâmplă, care nu a fost încă finalizată. Există de asemenea momente în care poate că nu știți foarte bine care sunt intențiile celuilalt, dar după cumva reușiți să clarificați unul cu celălalt. De asemenea, se mai discută despre faptul că povestea voastră a ajuns să fie trăită cumva pe bucăți, că a lipsit acel fir continuu. Se mai discută de asemenea despre niște lucruri care trebuie să fie puse împreună. Iată, până la urmă vorbim despre un puzzle care este refăcut, întregit. Așadar, ies la suprafață mai multe elemente. S-ar putea ca această persoană să-ți dezvăluie niște lucruri foarte profunde despre sentimentele sale pentru tine. S-ar putea să-ți dezvăluie de asemenea niște probleme pe care le are cu niște rude. S-ar putea să-ți dezvăluie de asemenea niște planuri pe care le are din punct de vedere financiar sau din punct de vedere profesional. Lucrurile între voi doi nu sunt încă așezate, însă s-ar putea ca în perioada următoare să aveți, iată, apărut și 10 de monede. S-ar putea ca în perioada următoare să aveți niște discuții care să clarifice și să aducă în prim plan niște lucruri pe care vi le doriți amândoi și în care puteți investi amândoi. Cu acest 10 de monede este posibil ca unii dintre voi să discute despre pasul următor. Ne logodim, ne mutăm împreună, ne căsătorim sau facem un copil sau, dacă suntem la început cu relația, declarăm această relație, da? Devine o relație oficială. Vorbim aici de asemenea despre interacțiuni dintre un semn de apă și un semn de pământ, interacțiuni dintre două semne de apă. Vorbim aici despre conexiuni care s-au format în luna noiembrie, februarie, aprilie, mai sau iulie. Și mai vorbim aici despre următoarele date care conțin cifrele 4, 7, 2, 1, 9 sau 6. Așadar, e foarte interesant că în perioada următoare veți afla încet, încet acele lucruri care preocupă această persoană. Veți afla de asemenea care sunt dorințele sale în legătură cu voi. Veți afla ce probleme, ce încurcături are cu diverse persoane din jurul său, plecând de la rude, da? Ce vrea să descurce din punct de vedere financiar și, așa cum spuneam, se poate ca în această poveste să începeți să vă dezvăluiți unul celuilalt într-un mod serios ce vă doriți să trăiți în continuare unul cu celălalt. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro. Descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot, în orice arie care te interesează: dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute.
vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.